Mila, dar nu se mai oprește din făcut, wow! Cu minții cu tati? Da? Miladu! Bună dimineața! Astăzi e luni. Fac repede patul. Am aici cafeaua care n-am terminat-o. Ok, stați să... Ok, să regla lumina. Trebuia să filmez în weekend, dar nu am mai filmat, că am avut familia mea la mini și am stat împreună cu ei. Hello! Hello! Give kiss? Give kiss? Bravo, dar nu băga în guriță camera. Pa, pa, pa. Trebuie să fac un pic de curățenii. O să strâng un pic în sfragerie acum. Și apoi am să vă arăt un colet care l-am primit de vineri. Și aștept să-l deschid, nu l-am deschis, ca să-l deschid cu voi. Ok, scuzați-mi părul. Am făcut repede un duș foarte târziu și am dormit părul ud. Și acum nu e ok deloc. Asta e coletul care l-am primit vineri. L-am primit de la urmăritoare de-a noastră, de-a mea și de-a lui Milada, care ne-a scris și ne-a spus că ne urmărești pe YouTube. O cheamă Alexandra. A fost tare drăguță și s-a oferit să ne trimite și nouă. Cred că sunt două tabori. M-am uitat în cutii să văd de la cine e coletul, că aveam o felicitare. Opa, Milado, lasă-mă să-l deschid. Dar nu am desfăcut tablourile, nu le-am văzut. Și am stat tot weekendul cu gândul la ele. Am să vă explic despre ce este vorba. Ce Alexandra face tablouri personalizate cu licheni stabilizați. Iar lichenii stabilizați sunt plante naturale supuse unui proces ecologic de stabilizare care constă în înlocuirea sevei naturale cu nutrienți 100% biodegradabili. Cum, au văzut că nouă ne place natura. Vezi că vrea să ne trimite și nouă. Milado! Nu știu dacă o să reușesc cu Milada. Ca să nu-mi strici aici mie. Aici ne-a trimis felicitarea. Atât zi drăguț îi. Să aveți o zi minunată, ca Alexandra. Wow! Wow, îți place, Milada! Uite ce frumos! Ăsta mi-a plăcut cel mai mult de pe Instagramul lor. Stați fără mai aproape. Ți-l dă mama înapoi. Acolo scrie soul sister și două surori. Și vedeți, rochițele lor sunt făcute din lichen stabilizat. Wow! Wow, cât de frumoase sunt! M-am așa cu wow de la Milada. Dar uitați ce super. Superbui acest tablou. Milada, nu. Îl punem la tine în cameră, dar undeva sus. Uite, îți place? Îi place? Dar nu, știu că tu vrei să smulgi asta, dar nu putem. Ba, ce faină, ce moale. Wow! Hai să vedem și celălalt tablou, vrei? Vrei? Mi-am spus că asta mi-a plăcut tare mult, dar nu mă așteptam să mi-l trimită pe asta, ce frumos. E foarte drăguț. Mulțumim tare mult, Alexandra. Wow! Și mai avem unul așa, ăsta mai mare. Wow! Stați da mai aproape. Deci ăsta e cu verde și acolo scrie cu albastru family. Wow, ce frumos! Opa, Milado! Uitați cât e de superb!
Ai, îl ador, atât de frumos. Uite, Milano, ce frumos e. Nu, nu, nu. Wow. Să primesc acest email de la Alexandra să-mi spună, să intru pe profilul ei de Instagram. Eu nu știam de așa ceva, deci nu am văzut niciodată și mi s-a părut o idee atât de super. Deci nu știam. Sunt foarte drăguți. Vă interesează și pe voi sau vreți să vedeți, am să lăs pagina de Facebook și Instagram-ul în descrierea videoului. Dacă vreți să vă interesați, vedeți, am să-l lăs în descrierea video ca să vedeți și voi. Și noi îți mulțumim încă o dată tare mult. Le adorăm, Mila, dar nu se mai oprește din făcut, wow! Hai să mergem să le punem în cameră, da? Hai să mergem să le punem în cameră! Primul tablou l-am pus aici, că e cu family și am mai multe poze de familie. Iar celălalt l-am pus sus, am să vă arăt acum în cameră la Mila, da? Iar acesta l-am pus aici, uitați cât de frumos vede, lângă Milada. Da? Am schimbat-o și pe Milada. Ce faci, Milada? Avea și o fundiță, dar și-o trasă din cap, nu știu de ce. Să punem din nou fundița. Să prindem părul ăsta din ochi. Mia mama, mama. Nu știu, astăzi n-am nicio idee de vlog. O să vă iau cu mine în timpul zilei. Vreau să mai fac un pic de curat la bucătărie, nu am multă mizerie, dar vreau să fac curat. Trebuie să ne ducem să colectăm scaunul de mașină pentru Milada. Că de mâine încep munca. Și vrem să avem un scaunel bun să stea în spate singurică, fără mini. Opa! Să vedem cum o să se descurce David cu ea. Da! De ce arunci pizostul? Tic, tic, tic! Și o să vedem dacă fac ceva de mâncare. Chiar nu știu ce o să fie vlogul de astăzi, dar oricum, o să vedem. E amiază acum și eu n-am mai filmat mai nimic. Chiar nu știu ce să filmez, nu știu ce cu mine. Dar mi-am pus să mănânc o supă de pui cu niște pâine. Mi-a dat mănâncă să am biscuiti. Aici am pus la spălat, mi-am despălat lenjeria care am folosit-o în weekend. Până mi se răcește supa, am vrut să vă arăt și în grădină. Deci uitați cât de multă iarbă mi-a crescut, de trebuie să o tund. Pe aici și-a un pic o rămas acolo și în mijloc. Dar să sperăm că o să mai crească acolo. Dar în rest, uitați cât multă iarbă, trebuie să o tai deja. Puc de solar, o să înlocuiesc plantele astea, florile, pentru că deja nu îți piducă. Acele acolo încă nu au înflorit. Acolo în spate, vedeți alea cu mov, sunt foarte frumoase, dar cele din colț au murit și vreau să înlocuiesc. Trebuie să mă apuc și de solar. În weekend, acum, dar dacă a fost familia, am zis să petrec timp cu ei și o să am eu timp să fac solarul, dar weekendul ăsta care vine, sigur mă apuc de el. E cald și frumos afară. Eu, bineînțeles, că am ieșit de scurs, așa de mult îmi place să ies, astea sunt calde de la soare. Bine, că o să mă spăl când intru în casă, dar îmi place tare mult să umblu de scurs pe aici. Fați, Dalilo, trebuie scoate și pe tine un pic afară. O să o scoatem și pe ea, numai că trebuie să închid mereu aici când o scot, că ea mi-ar mânca toată iarba și toate florile. Nu că nu mi s-ar fi mai întâmplat. Mi-a mai făcut eu odată așa, mi-a distrus toată grădina, obraznica. Dar haideți să mâncăm.
mai venit câteva comenzi pentru sufragerii, pentru că v-am zis că vreau să-mi renovez toată sufrageria, redecorez, renovez, în fine. Acolo cred că am o măsuță, așa ce nu știu ce sunt. O să vedem, nu o să-l deschid acum, pare rău că vă chinui un pic, dar am primit alcoolet care o să-l desfac cu voi acum. Nu vreau să-l scan, l-am finit. Vreau să vă arăt că mi-am avut o comandă de pe Shein de unde mi-am luat lingeria de pat. Toată lingerie, că inițial asta vreau să o iau, dar nu mai era în stoc și le-am găsit pe celelalte două care mi-am luat. Dar mi-am luat una care e de vară cu pierzic, că asta de anul trecut vreau să o iau și mereu nu mai este în stoc. Stați un pic să o vedeți că ține una. Și acum am găsit-o, am pus-o repede din coș și mi-am luat-o. O să pun tafa spălat, dar nu știu dacă o să pun astăzi pe pat. Că abia parcă am schimbat lingerie, așa mi se pare, da. Oricum. M-a întrebat mult de calitate. Să știți că eu ador calitate, adică nu mă plâng deloc, îmi place foarte mult. Deci așa e lingerie, de fapt. Piersicuții, perfect, așa vine și pe spate, perfect pentru sezonul de vară. E tot așa, cu pernuții. Oh, wow, nu știu ce e asta. Ok. Două fețe de pernă. Și asta nu știu ce e, mai e o bucată de ceva. Doamne, dar și ce așa de fapt? Da, wow, am și cearșaf de pat. Am și pentru piletă și pentru pernii. Nu mi se cred, nu știam că au toate trei. Cred că asta e prima la care am trei. Super! Mai dat comandă de ceva pentru bucătărie, care o să o pun acum cu voi. E ceva care se lipește. Mi-a plăcut tare mult. Așa vini. Dezlipește partea asta și asta o să lipesc acolo la aragaz. Vreau să vă arăt imediat. Are și partea asta aici cu kitchen time, dar nu pot să zic că îmi place așa de mult. Și cred că o să tai partea asta să lăs doar cea cu legume aici și cu ciorba. Așa se vede, am pus-o mai sus, dar ar fi mers mai jos, dar nu vreau cumva de la flacăre să topească sau să ia foc sau na. Oricum, ea mi se pare că se vede atât de fain și merge bine cu tabloul meu de acolo, cu tabloul meu de aici. Acolo e tot așa o ciorbă cu legumii și aici tot așa face o ciorbiță cu legumii. Îmi place tare mult și a fost foarte ieftin, cred că a fost 4 lire sau 3 lire, ceva de genul. Acum vedeți, am lăsat partea asta cu kitchen time, că na, nu-mi place așa de mult. Ce ni s-a trezit aici? Miroase ars, cred că ți-am ars mâncarea, ia să vedem. Oh, no, 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 no. Un picuț a rămas fără apă. E ok. Avem vitaz cu legumii, simplu. Opa! S-a aburit camera. Milada! Milada, uite-ți cu fățul cu ăsta ta. Obosite. Opa, sa. Hai să dăm părul din ochi. Tu? Facem papa la fetiță, Milada? Facem papa? Ține adormit așa de mult. Ține adormit așa mult. Frumoasa mea mică. Facem papa? Facem papa la fetițe? Vrei la scaunel? Vreau să ajungă la asta. Nu ai cum să ajungi. Nu ai cum să ajungi acolo, Milado. Cățărătoare, peste tot e cațări. Opa, nu la floricica al mamei, nu, 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 nu.
Opa, opa, opa. Unde e purașul? Unde e Dalila? Where is Rabbit? Where is Rabbit? Da, acolo e. Unde e Rabbit? Unde e Rabbit? Acolo. Ce faci? Hei, ce faci, Rabbit? Jack. Milada s-a trezit, m-a schimbat și eu, mi-am luat o bluză mai lunguță, cu o pereche de blugi, nu știu dacă m-ați văzut voi pe mine blugi, în fine, nu contează. Și acum a ajuns David acasă și mergem să colectăm scaun de mașină pentru Milada. Ăsta e scaunelul de mașină, l-am luat de la aceeași firmă de la care avem scaunelul în care mănâncă Milada. Acum o să mergem să-l instalăm în mașină. Am luat și un pepeni mare, abia aștept să mănânc. Găsești înghețata asta care e din Cehia. Studențica, e cea mai bună ciocolată. Abia așteptam să vină din Cehia, m-am dat să-mi aduc ciocolata asta. Și numai bine că am găsit-o în magazinul ăsta. Asta e cu aluni și cireșii. O să mănânc acum o leacă. Dar mergem întâi să instalăm scăunelul. Wow, ce fain e culoarea. Opa, aici e manualul de instrucțiuni. Ok. Jei, îți place scăunelul, Miladona? Ți-a place cutia, nu-i așa? Îți place baby-le de pe cutii? Da, tu. Uitați cât de bine arată pepenile ăsta. Uitați cât de coptă-i. Doamne, abia aștept să mănânc. Milada, deja au luat o bucățică. Îți place pepenile, nu-i așa? Of, părul ăsta îți vine mereu în ochi. Hai să te punem la scăunea de spap, da? Te-a scăpat o pitinii tău, nu inguriță. Sperăm că nu plângi, Milado. Hey, hello. Uite ce mare e ăsta. Mult mai mult spațiu în el, nu-i așa? O să fim fetiță cu minti când mami se duce la muncă, Milado? Mm? Da? O să fii cu minti cu tati? Da? Milado. Milado! Acum, îmi place tare mult căunelul ăsta. Suntem foarte mulțumiți de el. Îmi place și culoarea care am ales-o. Milada! Da. Am venit de la magazin, Milada o stă foarte bine în scăunel acolo, dar n-o plâns, nu nimica. Mi-am luat ceva lucruri, am fost în Asda și am găsit o rochiță foarte drăguță, care era și redusă, în stilul ăsta meu. Mi-a plăcut tare mult. Mi-am luat Milada mai mult puculet, nu ăștia îi dăm noi. Am găsit și o carte pentru Milada, pora și bagheghe, tot să ne jucăm Milada acuși. Mergem în cameră să ne jucăm, da? Am mai găsit o minge cu sclipici pentru Milada. Am luat și un Diet Coke. Mi-a plăcut asta, că e roz, sticluța. E nouă.
Și am zis, iau și eu una. Deși eu nu prea beau Coca-Cola, adică nu beau băuturi în general cu, cu acid pentru că mă doare stomacul, dar așa una când și când merge. Atât am făcut. M-am dus normal în magazin, vreau să cumpăr un fel de ață mai groasă, de toate culorile, pentru că vreau să fac un proiect pentru camera Miladei. Dar nu găsesc în niciun magazin. De obicei le găsești în Poundland sau în Wilco sau... Dar nu am cum să ajung acolo deocamdată. Deci o să mai am în iară proiectul ăla, dar oricum, e super fain, abia aștept să-l fac. Deci astăzi e marți, astăzi mă duc la muncă, în ora 1, la 5, în 4 ori mă duc la muncă, Milada doarme și am zis să mă pregătesc acum pentru că după o să răzească și nu o să mai doarmă când plec la muncă și nu o să mai am timp. Am zis să filmez cum mă pregătesc, o să mă machiez cu voi, apoi să vă arăt ce rochie îmi iau. Astăzi n-am făcut nimic, am vorbit cu o prietenă de mea care mi-a dat chef de vlog și atâta. Ieri am mai filmat, dar astăzi nu prea... Sincer, am și un sentiment de bucurie că mă întorc la muncă, un sentiment de vinovăție și un sentiment de copleșiri. Acum am o la sentiment de copleșiri că, vai, trebuie să fac aia, să fac aia, să fac aia și mai am 4 ori. Am venit și un pachetel tot la urmăritoare de-a mea și am zis să vă arăt și vouă ce am primit. E un dezinfectant din mâini și o zis să-mi trimite și mie o monstru să-l încerc, să vă spun și vouă părerea despre el. Mă sună David. Am dat și câteva informații, au spus că are 75% alcool, ceea ce e foarte bun. O zis că ce alte dezinfectante nu au, nu e lipicios. Se usucă foarte repede, însă nu usucă pielea, deci asta e problema mea cu dezinfectantele, că usucă pielea și nu suport. Și compoziția este făcută pe comandă. Am să vă spun cât costă și sticluța asta mică. La un preț foarte accesibil, deci nu e scump. Sticluța asta îi 3 liri. Deci super preț, o să încerc acum cu voi. A venit exact la țanc, pentru că mă întorc la muncă și aveam nevoie de un dezinfectant. Când mă duc acolo, când intru, când ies, pentru că ai voie să porți dezinfectant la tine, deci o să le iau cu mini. O să mai dau și o comandă de mai multi, pentru că nu am găsit. Voi știți că sunteți în Anglia, că nu găsiți acum în magazin deloc dezinfectant. Eu cel puțin nu am găsit. Îmi place că are miros puternic de alcool. Îmi plac și dezinfectantele mâncare nu așa frumos, dar îmi place cel mai mult să simt mirosul de alcool. Știu că și-a făcut treaba. Așa s-a uscat. Am să vă spun acușa dacă mi s-a uscat mâinile sau nu. Și bineînțeles că eu am să lăs linkul site-ului în descriere, în caz că vă interesează, vreți să comandați sau să-l vedeți în descrierea videoului. Aș vrea să mulțumesc Ana Maria, Ana, că mi l-a trimis. Îți mulțumim tare mult. Cum am mai spus, mi-a picat exact la țanc. Da, acum o să încep să mă pregătesc cu voi. Nu știu, nu mi-am pus bentița de păr, care îmi ținea părul, nu o mai găsesc. Trebuie să o caut sub canapea sau după pat sau pe acolo, pe după dulap, pe acolo arunc mâna, da, de obicei lucrurile. Și acum am pus să mă pregătesc la față, vreau să mă și îndrept la păr și apoi am să vă arăt rochița. Gata, m-am schimbat, mi-am luat această rochiță. Stați-mă, dau mai în spate. E un pic lăguț, era o mărime prea mare pentru mine. Dar o să-mi dau un pic și drumul la păr. Rochița asta care am luat-o ieri trebuia inițial să-mi iau pe albastru deschisă. Dar astăzi e și prima zi la muncă, e și prima zi de probleme. Și deci, ca să fiu sigur că o să fie totul bine, și un parfum ăsta l-am primit de la cumnata mea și mă dau și un pic de parfum meu.
Nu foarte mult. Nu mi-e luat foarte frumos. Sunt gata de muncă. Ah, nu mi s-au uscat deloc mâinile de la dezinfectantul ăla. Vreau să vă spun înainte să uit. Deci, s-o trezi milada. Apoi la somn. M-am dus să-i termin de pregătit mâncarea ca să-i dau mâncare înainte să plec. De obicei, după ce se trezește, mănâncă. Eram, trebuie să mai pregătesc gentuța în care mi-au telefonul, cheile, defectantul, ce mai am eu, un luciu de buzi, ceva. Mă, de lucru că s-a acolo doar 4 ori, deci o să fie bine, o să fie bine. V-am spus, pe parte sunt bucuroasă, pe parte îs așa, nu contează. Abia aștept să trec prima zi să văd cum a fost și cum am descurcat și cum o să descurce Milada cu David. Asta am unde și știu că David stă cu ea și o stă așa 2 ore singur și el iubește pe David și place să stea cu el. Dar, na, mereu eram și eu în casă, nu eram plecată. O să închid vlogul acum pentru că vreau să vă dau un update de seară când ajung acasă, să vă spun cum a fost și apoi o să încerc să le editez în seara asta ca să-l postez mâine să-mi vedeți. Deci am ajuns acasă, e ora, bine, am ajuns mai de mult, dar am mâncat ceva, acum e 10. Ora de somn la Miladi e 8:30, dar astăzi o dormi de la 6 până la 7:30 și normal n-ar mai adormi la 8 din nou. Și o să adorm acuși cam o jumătate de oră. Vreau să vă spun cum s-a comportat Milada. David mi-a spus că a fost foarte cumințic, a mâncat, s-a rucat, n-a plâns deloc, o sta și în scăunel când a venit să mă ia de la muncă. A fost foarte cumințic, de mine mi-a fost foarte, foarte dor de ea. Când am plecat din mașină, mi-a venit să plâng, deci mi-a venit să plâng, nici nu vă închipuiți, nici nu vă închipuiți cât de tare mi-a venit să plâng. Cred că lumina e tare aiurea acum că e noapte. Da, deci cum spuneam, când am plecat din mașină mi-a venit să plâng, aveam așa un gol în stomac. Apoi am intrat acolo, am început cu munca, am început să-mi aduc aminte ce se întâmplă și m-am luat cu treaba acolo, a fost șefa mea cu mine și m-am luat cu treaba și am uitat, deci a fost ok. Au trecut 4 ore ca, nu știu, o zbura, deci nici nu venea să cred că m-am uitat ceas, că oh, trebuie să plec acasă. Iar și acolo, pentru că vreau să salut niște persoane înainte să închid vlogul, vreau să salut și să pup pe Dana și pe Filip, care i-am încurajat tare mult să filmez pentru că n-am avut o stare atât de bună, Madalina S, pe Rebecca și pe Mihaela. De obicei vă pup și vă salut pe toți și vă mulțumesc tare mult că mă urmăriți. Vlogul o să continue ca de obicei. YouTube-ul rămâne principala mea muncă, să-i spun, nu e o muncă, eu fac de plăcerii, deci da, vlogul tot o să continue. Ăsta a fost doar ultimul vlog înainte de a mă întoarce la muncă, ca să-mi aduc și eu aminte zilnic când nu lucram. O să închid vlogul aici pentru că vreau să editez cât pot în seara asta ca să-l postez mâine, iar noi vă pupăm și vă lăsăm. Pa!